Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru luni. Să știți că ziua de luni vine cu hotărâri destul de importante, vine cu deblocări, aș zice eu, dar și cu decizii importante care se pot lua. În special bărbații, să știți că pot lua niște hotărâri destul de radicale în această zi. La nivel înalt se pot lua tot felul de decizii care să surprindă, decizii destul de dure, aș zice eu, nebunești, care să presupună sacrificiu, care să presupună Uh, în același timp și o ieșire dintr-o stare de așteptare. Da? Uh, e o hotărâre destul de importantă, zic eu. Da? Uh, luni, uh, vedeți voi, uh, trebuie să fim cu toții atenți puțin uh, pe partea aceasta de autorități, pe partea aceasta de șef, decizii importante. Uh, parcă cineva acolo stă ca pe un butoi de pulbere, uh, mai ales dacă e să discutăm de o resetare așa care apare. Cu siguranță luna nouă care a fost un weekend a zguduit destul de mult lucrurile și zic eu că ziua de luni vine cu deblocări, este adevărat, dar vine și cu sacrificii la pachet, vine și cu decizii din acestea puternice. Pe de altă parte, în a doua parte a zilei se mai rezolvă diferite lucruri. Simțim așa că renaștem, simțim că, nu știu, înviem, da, cumva. La viață și zic eu că apare și un element de noutate, da, undeva spre spre finalul zilei de luni. Lucrurile încep să se mai liniștească, chiar dacă repet prima parte a zilei este mai. Ciudată, mai anostă, lucrurile merg mai greu. Se mai rezolvă anumite probleme, este adevărat, însă repet asta presupune și sacrificii, asta presupune și niște decizii mai dure. De ce nu? Uh, și asta e, e de bine, e de bine. Cumva deciziile astea pot aduce avansarea, pot aduce rezolvarea unor lucruri, bineînțeles, însă v-aș recomanda ca cei care vă știți prin poziții de conducere, poate e bine să fiți puțin atenți da, luni ce decizii luați. Uh, este adevărat că uh, tot uh, ziua de luni zic eu că o să ne surprindă destul de mult. Uh, nu uităm că uh, luna Februarie este o lună karmică, este o lună în care ceva se închide, începe altceva, lucrurile încep să funcționeze într-o anumită direcție, doar că zic eu că o să rămânem tare mult surprinși de lucrurile care se care se petrec. Da, cam atât în mare parte. Cred că o să discut mai multe pentru fiecare zodie. Hai să vedem așa, dar și de la zodie și de la ascendent. Te invit să vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și îți reamintesc și de previziunile pentru această săptămână, pentru că da, este Valentine's Day, e ziua îndrăgostiților și așa cum știți, da, se întâmplă lucruri, doar că anul ăsta o să fie o zi a îndrăgostiților de neuitat. Poate să fie vorba despre un eveniment exterior, da, care... Știu eu, se petrece și care nu are legătură directă cu noi, dar în același timp poate discutăm și de multe adevăruri care este la suprafață și da, este o săptămână în care se întâmplă multe, se întâmplă multe. Marte schimbă Zodia, Venus schimbă Zodia, ambii se întâlnesc cu domnul Pluto învărsător, deci Zic eu că este o săptămână intensă, da? este o săptămână intensă pentru toate zodiile, așa că vă reamintesc de previziunile pentru această săptămână. Dar hai să vedem exact ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte și începem cu berbecul. Pentru tine să știi că nu știu, e o zi în care trebuie să fii foarte atent da? pe atitudinea pe care o iei, trebuie să fii foarte atent pe relația cu statul. Poate să fie și o zi în care berbecul știu, poate conștientizează că undeva trebuie să dai un pas în spate. Da? Vezi că este o zi în care poți să iei decizii nu tocmai înțelepte, da? nu tocmai înțelepte, așa că trebuie să stai să mai analizezi lucrurile. de asemenea, este o zi în care bărbecul poate finalizează ceva important sau este o zi în care poți să te apuci acolo să Uh, rezolv niște lucruri importante undeva spre seară, îți recapeți energia cu siguranță și undeva spre seară primești o veste bună din partea unui prieten sau este o veste bună care apare legată de zona de online. Hai să vedem dragi perbeci. Uh, poate să fie o zi cu lucruri neprevăzute, <laughs> da, dar uh, zic eu că e o zi frumoasă pentru bărbec. Bun, avem judecata și. Um, roata destinului, te revezi cu cineva astăzi, poate cu o persoană dragăție. Unii bărbeci cu siguranță în preajma zilei de luni reușiți să vă clarificați o situație. Poate aștepți de mult timp un răspuns și acum vine. 8 de multă comunicare, multă pasiune pentru bărbec în această zi, dar lucrurile văd eu că încep să se rezolve. Ultima carte, 3 de băte, un drum scurt pe care îl faci, dar și o primă de blocare pentru tine. Este o veste bună care apare, te bucuri de ceva anume. E un șirețlic aici care se întâmplă undeva într-un drum scurt sau este vorba despre o primă victorie pe care o ai, dar poate prin niște metode, mai puțin, să zic așa, bune sau poate ai tu acolo niște planuri, niște strategii. Ideea este că pentru bărbec apare lumina de la capătul tunelului în această zi. Și nu știu, puteți să vă treziți că cineva reacționează într-un mod ciudat. Zodia Taur, pentru tine, vezi tu, este o zi în care trebuie să fii foarte atent pe acte și pe zona străinătății. Pe partea aceasta de studii, relația cu profesorii, cu mentorii, mare atenție acolo, dragi tauri și ce v-aș sfătui eu este să vă deschideți și voi prin fața, prin fața schimbărilor. Aveți niște discuții foarte interesante legate de un proiect, legate de o firmă, legate de un examen, poate sunt niște discuții legate de viitorul unei relații în care sunteți. Acolo pot exista tot felul de decizii destul de ciudate pentru tauri. Uh, și undeva luni seara deja taurul o să dorească să se liniștească, să se odihnească, doar că mai apar niște responsabilități, mai apar niște uh, lucruri pe care le ai de făcut. Poate să fie, eu știu eu, și o zi de luni în care taurul reușește să-și clarifice o poveste veche. Hai să vedem, dragi tauri, ce trebuie voi să știți. trei de cupe temperanța, o legătură cu un săgetător, o bucurie mică aici pentru tine, reușești să dai la pace cu cineva, unii tauri poate uh, primiți o veste bună de undeva anume, găsiți o soluție. 10 de bâte, da, așteptarea asta e, e complicată din ce văd aici. 10 uh, de bâte înseamnă și un moment apăsător pentru tine. Poți să ai multe activități de făcut, sau unii tauri, poate chiar astăzi vă dați seama că ceva vă îngreunează, ceva e agitat aici. Ultima carte, în îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni, dar și o hotărâre importantă pe care o iei. Poate este vorba despre a alege între minte și inimă, iar pentru alți tauri poate să fie vorba și despre o întâlnire cu persoana iubită, poate este vorba despre a sărbători ceva anume, se rezolvă o situație mai repede decât te-ai fi așteptat. Zodia gemeni. Dragi gemeni, astăzi trebuie să fiți puțin atenți pe cumpărături, da, pe partea asta de bani um, Și pe sănătate v-aș mai recomanda da. Este adevărat că gemenii luni ies în evidență, se simt bine, intră în contact cu mulți oameni, dar cu siguranță apar și responsabilitățile pentru tine și foarte mulți gemeni, dacă de dimineață da, zis voi că totul e roz, că totul e liniștit, ei undeva pe la amiază mai apar niște vești care e posibil să vă dea puțin planurile peste cap. Poate unii gemeni e nevoie să mai închideți niște lucruri, să mai ieșiți din niște situații, dar știți cum e o situație limită acolo, e ceva ce vi se apasă, niște butoane, e, e ceva care nu, nu e în regulă. În a doua parte a zilei de luni, gemenii deja se văd cu prietenii, sunt înconjurați de oameni, își fac planuri de viitor și de asemenea pot apărea niște vești extraordinar de bune legate de zona tehnologiei sau vești bune legate de acte. De asemenea pot apărea vești bune legate de zona străinătății. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. Hai că mai e puțin și este Marte de acolo. Eu vă înțeleg perfect și pe mine m-a terminat de energie. Mai e puțin, mai e puțin. luntră să rezistăm, dragi Trebuie să rezistăm. Bun. E ceva ce se distruge acolo, e ceva ce se rupe. Nu știu, poate unii gemeni nu acceptați un sfârșit. Acum dacă se închide ceva, nu mai insistați. Că aveți acolo o protecție foarte mare, da? Anul ăsta. cel, cel puțin până prin mai încolo. Adică sunteți protejați, dar nu insistați. Nu insistați. 5 de spade, 4 de spade. Na, stai și te gândește aici la un compromis care e de mult timp sau poate să fie vorba despre o persoană care face o nedreptate sau cineva care își urmărește propriul interes. Apoi avem pajul de bâte, deci niște vești bune care apar pentru gemeni. Mai văd aici și o legătură cu un adolescent sau cu o persoană mai tânără. Te văd foarte entuziasmat și dornic de a încerca lucruri noi. Ultima carte pentru tine, Regele de spade, niște strategii foarte bine puse la punct pe care le ai, dar poți avea legătură și cu o persoană care își face niște planuri, cineva care are legătură cu actele sau cineva care lucrează cu mintea, parcă e cineva aici care îți mai da așa cât o speranță îți mai dă câte o chestie și nu e posibil să nu-ți placă lucrurile astea. Te simți obosit aici. E ca și cum cineva ți apasă acolo așa niște butoane, dar repet, e important să nu um, să nu răspunzi la ele. Și indiferent ce se închide, indiferent ce nu funcționează, nu insista. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi ziua de luni vă găsește foarte concentrat pe zona aceasta a străinătății, a actelor, poate învățați ceva, studiați ceva, vă relaxați. Dar pentru RAC poate să fie o zi bună, cel puțin prima parte a zilei, o zi bună în relația cu femeile. Nu știu, primești vești bune legate de studii, de examene, poate este o veste bună acolo despre o prietenă, despre o colaborare, iar racul undeva luni pe la amiază poate să audă o veste legată de o problemă care e de ceva timp într-o relație da? și care acum se poate rezolva. Pentru alții poate este un moment în care cineva va pasă și vouă acolo niște butoane, dar cumva e un moment în care reușești să dizolvi ceva, reușești să rezolvi ceva important. Și tu la fel, indiferent ce se închide, nu insista, da? E important să lași lucrurile așa. În a doua parte a zilei de luni, Racul iese în evidență, e foarte bine susținut, vezi că apar și niște responsabilități acolo pe care trebuie să le onorezi cu prezența. Și de asemenea poate să fie și o întâlnire cu o persoană de care tu te simți foarte atras. Este o persoană pe care tu o pui acolo undeva sus în viața ta, în sufletul tău. Hai să vedem și tarotul ce zice pentru Rac, ce trebuie să știți. Bun, 10 de monede, 2 de bâte. Foarte interesant, foarte, foarte o așteptare mare legată de case de familie, o veste care apare de la distanță legată de o sumă mai mare de bani sau o veste legată de un grup mai mare de oameni. Apoi avem pajul de spade. Ești foarte curios aici să afli niște informații în legătură cu o persoană sau pur și simplu cineva e foarte curios în legătură cu tine. Ultima carte, Regele de Băte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, Poate este cineva care ți atrage atenția, dar poate și tu, cine știe, faci cuceriri în ziua de luni. Uh, unii dintre voi cu siguranță reușiți aici să găsiți sprijin într-o persoană experimentată pe ceea ce vreți voi să faceți. E ca și cum se termină o așteptare, se termină ceva anume. Zodia leu. Dragii pentru voi Uh, prima parte a zilei poate să fie destul de aglomerată, zic eu, apar tot felul de lucruri de făcut. Uh, poate aveți ceva de rezolvat în relația cu partenerul vostru, în relația cu persoana iubită. Poate unii lei sunteți prinși acolo pe niște activități legate de o femeie de la muncă sau e o poveste de iubire acolo aprinsă, e ceva intens. Dar, pe de altă parte, leul trebuie să fie puțin atent pe sănătate, luni, pe la amiază, poate o mică pauză nu ar strica, dar, pe de altă parte, poate să fie și un moment în care se reiau niște discuții legate de bani pentru unii lei, poate legate de acte, ceva acolo, nu știu, mai e puțin și ajunge la final și atunci e, e complicată povestea. În a doua parte a zilei de luni e deja se mai clarifică lucrurile, te simți și tu mai relaxat, ești concentrat pe acte, ai chef să călătorești, deja te simți mult mai bine, mult mai liniștit și de asemenea, dragii mei lei, undeva luni spre seară este un moment în care puteți să primiți o veste bună din partea partenerului de viață, din partea unui copil sau pot fi vești bune acolo care apar legate și de o relație de cuplu. Unii poate puneți de o călătorie împreună cu cineva. Da, orice e posibil. Alții, nu știu, vă gostiți știu eu ce faceți. Bun, 4 de cupe, 7 de monede. E ca și cum ai obosit într-o așteptare, e ca și cum nu-ți convin banii sau ți se pare că n-ai strâns suficienți bani, ți se pare că ceva nu, nu funcționează aici. Apoi avem nebunul, o reacție neașteptată a unei persoane, dar nebunul poate să însemne și un act de curaj de care tu dai dovadă sau cineva din jurul tău care reacționează într-un mod ciudat. Ultima carte este 10 de cupe, poate să fie și o zi de luni în care familia are un rol important, de asemenea, este o zi în care leul poate să cunoască pe cineva, sau o zi în care pot avea loc niște discuții destul de interesante aici. da. Cineva a, -a obosit să aștepte, cineva nu, nu știu, e într-o situație ciudată. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi să știți că este o zi. În care intrați în contact cu foarte mulți oameni Văd o relație bună cu persoana iubită cu un copil De asemenea, mai văd aici niște discuții destul de interesante legate de uh, iubire. Voi trebuie să fiți puțin atenți astăzi pe partea aceasta, chiar de iubire de copii de plăceri, adică nu lăsați așa să fiți provocați din orice, poate să fie știu eu o ultimă tensiune, o ultimă chestiune acolo care, care are loc pentru tine. Și din a doua parte a zilei de luni, atenția pentru, pentru fecioară e pe partea de bani și din a doua parte a zilei de luni deja se deschide o perioadă puțin mai aglomerată. Undeva în seara poți să ai mai mult de lucru sau pot apărea mai multe activități față de cum ți-ai programat. Unii, nu știu, vă apucați, faceți curățenie prin casă, mai faceți niște schimbări importante. Hai să vedem, dragi fecioare, ce trebuie voi să știți. Bun, avem regina de cupe, 10 de băte. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Este și o zi în care ești mult mai sensibil, mult mai emoțional. Este o zi în care ai multe activități de făcut și cu siguranță acest aspect te, uh, poate te epuizează puțin. Unii poate pune prea mult suflet da? sau nu știu, vă gândiți prea mult la trecut. Ultim, uh, următoarea carte îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni, dar și o decizie pe care o ai de luat. Poate să fie și o atracție pe care o simți. Ești prins așa între minte și inimă, nu prea știi ce să faci. Pajul de spade, deci cineva ți atrage atenția astăzi și ești curios să cunoști o persoană mai bine, iar pentru alții dintre voi poate să fie o zi în care cineva este mai curios aici în legătură cu tine, în legătură cu o situație anume. Are legătură cu munca, are legătură cu niște schimbări. Te întâlnești cu cineva și persoana aia vrea să știe de toate și poate nu-ți place chestia asta. Zodia balanță. Dragi balanțe, pentru voi, prima parte a zilei de luni vă găsești foarte concentrați pe muncă, da, pentru unii nu știu, poate intrați în contact cu tot felul de oameni dragi sufletului vostru, mai rezolvați lucruri legate de casa voastră, alții poate, nu știu, vă apucați și uh, reluați niște flirturi acolo pe la muncă, niște lucruri, însă, însă, luni de dimineață balanța, nu știu, se simte bine, poate ai multe lucruri de făcut, poate sunt și chestiuni din urmă care se adună, însă, dragi balanțe, ce v-aș sfătui eu pe voi astăzi să fiți foarte atenți pe tot ceea ce ține de sănătate, casă, Uh, trebuie să fiți puțin atenți pe eventualele mici mari uh, lucruri care se pot întâmpla da în casă. Aici vedeți ce faceți, da. Pe de altă parte, nu știu, unii poate trebuia să faceți ceva de mult timp și n-ați reușit, nu s-au legat lucrurile, nu știu, sau ați amânat voi, nu știu, nu, nu mă interesează, e treaba voastră. Ideea este că astăzi aveți ocazia să rezolvați, da. Uh, în a doua parte a zilei, atenția este pe relațiile cu ceilalți, atenția este pe clienți, pe mulți oameni și uite undeva luni seara este un moment bun să te vezi cu persoana iubită, să te vezi cu un copil, să cunoști pe cineva, să dai o șansă unei relații. Cumva balanța e foarte bine susținută din acest punct de vedere. Te treci, te distrezi, te relaxezi, dar într-un mod nou, într-un mod unic, într-un mod fantastic. Bun, spânzuratul. Ei, spânzuratul și împăratul. Aici aveți o responsabilitate de mult timp pe care fie ați amânat-o, fie nu s-au legat lucrurile. O legătură cu Zodia Berbec sau Zodia Pești. Însă văd eu aici o amânare, un blocaj în care tu consider că ești. Da? Sau ceva de genul ăsta. Avem lumea care reprezintă succes, reprezintă eliberare, reprezintă finalul unei situații, finalul unei povești, finalul unui proiect. Un moment în care balanța începe să-și dea seama că e important să se simtă ea bine în primul rând și după aia da, se, se aleg lucrurile de la sine. Asul de spade vine cu o hotărâre importantă vine cu o victorie, o veste clarificatoare, iar ultima carte nouă de bute, o oarecare stare de oboseală pe care poți să o simți, dar poate știu eu îți dai seama că o așteptare este spre sfârșit da nebunul. Deci aici o să rămâi foarte surprins de persoana iubită, de o nouă persoană care apare. Poate, nu știu, până acum nu te-a atras o persoană și acum deodată da, te apucă dragostea. E posibil, e posibil, serios vorbesc. Pentru că, na, e, e ce acolo. Alții începeți să vă dați seama că trebuie să vă gândiți puțin la plăcerea voastră, la distracție, la relaxarea voastră, să nu mai stați după toată lumea că nu sunteți ajutați. Da? Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi, prima parte a zilei, nu știu, sunteți așa cu atenția pe un copil, pe iubire, pe relaxare. Poate să fie o dimineață de luni pasională, frumoasă, romantică, depinde de fiecare. Alții pur și simplu aveți o relație bună cu un copil, da? cu cineva anume. Voi trebuie să acordați o mai mare atenție în ziua de luni drumurilor, discuțiilor care apar, zona studiilor, tot ceea ce ține de vecini și poate chiar și zona aceasta de mașini. Nu știu, trebuie să fiți atenți pe acolo, pe acte, pe tot felul de lucruri de genul acesta. Pentru că da, luni pe la amiază pot apărea niște, niște lucruri acolo ciudate, poate este o problemă legată de școală sau legată de copilul tău, legată de zona studiilor și Cumva, în ziua de luni, ușor, ușor se mai rezolvă, însă scorpionul na cum să zic luni. O să fie așa mai dur, mai dintr-o bucată, mai tranșant, nu prea mai mai tolerezi tu nimic și în a doua parte a zilei de luni, atenția scorpionului este pe rutină zilnică pe muncă, ai mai multe activități de făcut, te mai concentrezi puțin și pe zona sănătății, parcă vă apucați acolo de treabă în casă, schimbați mobila, faceți curățenie, alții cu siguranță aveți niște lucruri de rezolvat de prin trecut. Și acum puteți să le rezolvați. Da, nouă de cupe, 3 de spade. Eremietul Nu știu, stai aici într-un loc unde nu-ți place, stai într-o relație care nu-ți place. Văd aici o persoană matură, asumată, cineva care, știu eu, E concentrat pe detalii cineva care vrea să afle mai multe lucruri 9 de cupe, 9 de cupe înseamnă bucurie, liniște, înseamnă o împlinire. Da? Și un scorpion nu vă simțiți împliniți sau. Doi de bâte Ei, și vă dați seama că trebuie să luați o hotărâre. Unii vă faceți niște planuri pe un termen mai lung sau puteți să aveți și legătură cu zona străinătății. Ultima carte este 5 de monede. Scorpionul abandonează ceva în ziua de luni sau lasă în spate ceva anume și pentru alții dintre voi poate e bine să vă odihniți mai mult. Poate aveți legătură și cu zona sănătății pentru unii dintre voi. E ceva ce vă surprinde destul de mult. Zodia Săgetător. Pentru tine, prima parte a zilei de luni te găsești foarte concentrat pe casă, pe familie, pe viața privată, acolo se întâmplă diferite lucruri și poți să primești tot felul de vești legate de bani, poate chiar un ajutor financiar, unii săgetători poate vă cumpărați ceva pentru casă, vă treziți poate mai flămânzi, știu eu. Și undeva luni pe la amiază, voi acolo, nu știu, trebuie să fiți puțin atenți pe niște bani sau pe aprecierea pe care o primiți din partea celorlalți. Trebuie să fiți puțin atenți și pe cât oferiți sau cât primiți. Cumva săgetătorul trebuie să fie atent în ziua de luni pe bani, pe alimentație, pe partea aceasta de achiziții, partea materială a lucrurilor. Uh, uite, atenție puțin pe, nu știu, pe ceea ce mănânci sau pe zona, sau pe zona aceasta, da? Atenție puțin acolo, vezi ce mănânci, cât mănânci, poate e bine să păstrezi așa un echilibru. Unii poate ziceți gata, până aici a fost de acum, gata, scot alimentul ăsta din mă rog, din alimentație de mă rog, din dieta ta, dar alții nu știu, poate acum abia aveți curajul și începeți o o dietă, că ar fi bine, v-ar prinde bine. Apoi, în a doua parte a zilei de luni, deja săgetătorul are chef de distracție, de relaxare și intră în contact cu un copil, cu persoana iubită. Uh, unii puteți să cunoașteți pe cineva, alții vă duceți și învățați ceva, studiați ceva ce vă place. Dacă vrei pe cineva, uite, luni seara e un moment bun să cauți. Hai să vedem, dragi săgetători. Vă ocupați de ceva luni seara, o pasiune, poftim, pe care o ai. Temperanța, asul de cupe. Uite, e cartea ta. Deci săgetătorul e foarte pozitiv astăzi. Primești niște vești tare bune astăzi. Vești care te liniștesc, te relaxează. Însă, este o zi în care ești și mai sensibil din fire. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar pentru unii săgetători poate să fie și un moment în care intrați în contact cu niște persoane care cumva își fac niște planuri, niște strategii, Poate este vorba și despre o persoană mai rece, mai detașată. Unii puteți să primiți o veste bună legată și de zona asta medicală, să știți. Ultima carte, 10 de monede. Din nou, casa și familia sunt importante pentru săgetător, dar poți să primești aici și o sumă de bani. Sau poți să rezolvi ceva important. Da? Îți vine cineva în vizită, te duci tu undeva, ai parte de o surpriză plăcută. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi uh, poate să fie o zi în care atenția, în prima parte, este pe drumuri, pe comunicare, pe studii, pe partea asta de acte, și uite, acolo apar niște vești bune. Uh, Capricornul în continuare poate să cucerească pe oricine, da, ai vorbele la tine, știi foarte bine ce faci, ai foarte multă intuiție în ziua de luni, de dimineață poate te simți așa mai împrăștiat, poate ai mai multe lucruri de rezolvat, dar aș zice eu că tu trebuie să fii foarte atent în ziua de luni ce hotărâri ei și să fii foarte atent um, la tine, la viața ta privată, nu te arunca cu capul înainte, oricum nu-i cazul la tine, dar poate ar trebui să fii atent, să nu te accidentezi sau știu eu, să nu se întâmple ceva și poate e bine să accepti și tu că o anumită situație trebuie încheiată. Da? Poate nu e cazul să o încheie acum, dar știu eu, e bine să te gândești serios da? și serios, mare atenție ce hotărâri luați, mai ales capricorni aflați prin funcții de conducere, mare atenție ce decizii luați astăzi. Da? Undeva pe la amiază trebuie să fiți atenți, voi. Apoi, în a doua parte a zilei de luni, Capricornul se concentrează pe casă și pe familie, pe viața privată. Poate intri în contact cu o persoană din trecut, alții, nu știu, intrați în contact cu un fost prieten, cu un fost colaborator, poate unii Capricorni, în a doua parte a zilei mergeți la cumpărături sau faceți niște investiții acolo, în casă. Poate sunt și niște discuții legate de viitorul familiei, viitorul financiar și acolo. sunt da? Sunteți în schimbări. Asul de monede, asul de cupe. Nu-i șanse pentru Capricorn, o zi în care apar vești bune, dar atât din punct de vedere emoțional cât și din punct de vedere financiar. Apare o șansă, apare o ofertă. Apoi avem aici uh, regele de monede, care poate să fie cartea ta, dar este și o zi în care lucrurile pentru Capricorn se mișcă așa încet, sigur. Este o zi în care uh, te simți acolo invincibil. Iar ultima carte, șapte de monede. Rezolvi ceva legat de bani, ceva legat de o negociere, o afacere, o muștenire, o sumă de bani. Iar unii Capricorni uh, simți că e ca și cum ceva se rezolvă, ceva se rezolvă legat și de o așteptare. Da? De o așteptare. E ceva ce te agita pe tine, dar se rezolvă lucrurile. Pentru cei interesați de dragoste, vedeți că aveți șanse astăzi să întâlniți dragostea. Cineva care vă face un compliment, cineva care vă zice ceva frumos într-un drum scurt pe care îl faceți. Zodia vărsător. Uh, pentru tine, uh, prima parte a zilei de luni, nu știu, ești foarte concentrat pe bani, pe alimentație, acolo apar niște vești, niște vești bune. Uh. Mare atenție luni de dimineață, nu știu câtă cafea bei, mare atenție acolo pe bani. E un moment în care vărsătorul se simte așa bine, liniștit, împlinit, mulțumit, dar totuși vezi cât cheltui. Da? Pentru că, nu știu, sau fii atent ce faci, ce decizii ei sau ce așteptări îți faci. E ok, trăiește, bucură-te că e un moment fantastic. Doar că undeva luni pe la amiază, uite, eu aș vrea să ai totuși o mai mare atenție pe zona sănătății, dar... Um, și pe partea aceasta financiară, da. Apar niște lucruri care revin în viața ta. Doar că ele se pot și rezolva în ziua de luni. Da, se pot dizolva cumva pot. Pot merge într-o altă direcție. Da? Poate apar niște lucruri de făcut care nu-ți plac și poate îți dai și tu seama că e momentul să comunici, că e momentul să mai și spui. În a doua parte a zilei de luni, atenția e pe comunicare, pe drumuri și acolo vărsătorul luni, seara, o să vorbească mult și bine și o să ai chef și de făcut drumuri și o să ai chef să te exprimi, să spui, să comunici și asta mie îmi place foarte mult. Deci vărsătorul se eliberează cumva. Dacă prima parte a zilei de luni e mai anostă, e mai ciudată, e cu decizii destul de ciudate, e, discutăm despre... Uh, o a doua zi de luni în care energiile se schimbă radical. E ca un fel de resetare pentru vărsător. 5 de spade, 4 de cupe. E o nedreptate aici pe care cineva o face de mult timp și e ceva ce nu-ți mai place, nu-ți mai convine. Păi, dacă nu-ți place ceva, spune. Da, spune. Poate e ceva legat de un copil sau este ceva legat de o persoană mai imatură. 8 de spade, e ca un blocaj aici care apare sau e ca o obsesie, da? Cineva se învârte acolo în mintea ta și nu, nu lasă lucrurile în liniște. 10 de cupe, o relație cu familia, cu casa, este o relație foarte bună cu un grup de oameni din care faci parte. Și poate vărsătorul și eu merge către împlinirea sau merge către sufletul său. Adică dacă undeva nu te simți bine, merge acolo unde îți strigă sufletul, că e important și asta. Da? E important și asta. Zodia pești. Dragi pești, în prima parte a zilei sunteți energici, ce mai o prietenă vă dă o veste bună, se rezolvă ceva, peștii au foarte multă intuiție în ziua de luni, e ca și cum aveți o privire spre viitor așa pozitivă, frumoasă, ziceți gata, acum e ceva sigur, acum e ceva ok. Ei, luni pe la amiază, unii pești posibil să vă cam schimbați așa un plan de viitor, Atenție la un prieten sau atenție pe acte pentru pești în, în ziua de, de luni, da? în special pe la amiază, dar în general toată ziua. Fiți puțin atenți pe acolo, vedeți ce personaje aveți prin jur, vedeți ce se întâmplă, dar nu credeți tot ceea ce, ce e prin jurul vostru. Și uh, ce mai văd aici este că. Uh, unii pești puteți să primiți și niște vești din acestea destul de ciudate. În a doua parte a zilei de luni, atenția e pe bani, da pe bani, pe valoare personală, uh, poate unii pești primiți niște vești din străinătate legate de bani sau legate de o călătorie. Unii poate primiți un răspuns legat de niște acte, da. Hai să vedem dragi pești ce faceți. Trei de spade, asul de băte. E o speranță aici pe care o ai, dar trei de spade zice că totuși ai inima frântă. Da? E legat de dragoste, de pasiune. Uite, îndrăgostiți. E o pasiune mare aici, o atracție. Văd o legătură cu zodia gemen, zodia balanță. Justiția. Uite, aici se o hotărâre importantă. Poate privind relația de cuplu, poate este o hotărâre legată de o persoană dragă sufletului tău. Unii reușiți să rezolvați ceva legat de niște acte astăzi, iar judecata vine cu un moment în care peștii nu mai au răbdare, peștii acționează, peștii spun lucrurilor pe nume și, de asemenea, poate să fie și o zi în care te poți revedea cu persoane dragi ții. Însă, ceva ce durează de mult timp, uite, acum începe să arate cumva, acum începe să se clarifice. Poate unii ați stat, ați așteptat, n-ați zis nimic ca să fie treaba bună și acum spuneți lucrurilor pe nume. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și vă doresc să aveți parte de o zi de luni cât mai frumoasă și serios vorbesc, fiți puțin atenți ce, ce faceți, da? ce hotărâri luați, v-am zis pentru fiecare cam pe unde. Na, e, e ciudat da, ce o să fie pentru că e o săptămână foarte intensă care, în care nu știu o săptămână pe care nu o să uităm ușor părerea mea te îmbrățișez cu drag îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare o săptămână superbă să ai și îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android ai acolo mereu mesaje pentru sufletul tău oricând ai nevoie te îmbrățișez o zi sau o seară cât mai frumoasă să ai.